Klaus Iohannis a luat cea mai importantă decizie din ultima perioadă, cine e vizat? Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 21 martie, următoarele decrete. Decret pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței guvernului numărul 25/2017 pentru modificarea sublinierei completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal. Decret privind promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței guvernului numărul 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.